Punctul de pensie anul viitor n-ar mai trebui să majoreze cu 34%, cum prevede legea pensiilor, ci doar să se indexeze cu inflația. Ce veți face în acest caz? Veți ține cont de această recomandare? Este o recomandare. Începând de astăzi, cresc pensiile. Guvernul a decis creșterea punctului de pensie și începând cu luna septembrie se plătesc pensiile crescute, punctul de pensie a crescut cu 14%, atât ne-am permis din resursele care există, orice decizie ulterioară o vom lua în funcție de evoluția economiei. Și acum urmează, doamnelor și domnilor, întrebarea principală. Sigur, întrebarea poate fi pusă în două feluri, depinde din ce parte privești lucrurile. Să se bucure pensionarii că aceste pensii cresc cu 14% sau să se întristeze că au pierdut 26% în raport cu creșterea inițială care trebuia să fie de 40%. Domnule Zamfir? E limpede aici, domnul Dumitrescu. Astăzi avem o lege în vigoare prin care punctul de pensie trebuie să crească cu 40%. E în vigoare legea cu 40%. Păi cum să nu fie legea? Păi și atunci de ce crezi doar cu 14%? De ce nu s-a modificat legea? Pentru că domnul Orban, printr-o ordonanță de urgență, a stabilit... A stabilit totuși legal. Vă rog să faceți aminte când spunea la investirea acestui guvern că va respecta legea. Adică legea spunea că punctul de pensie crește cu 40%. Ori acum ce au făcut? Au dat prin ordonanță de urgență scăderea punctului de pensie, practic, creșterea cu 26%. Asta este realitatea. Dar spunea domnul Orban că o să dăm cât ne permitem. Păi, dumnealui, ce criterii are când stabilește cât își permite? Ce criterii are? Adică, eu vă întreb pe dumneavoastră, și-a permis domnul Orban să plătească în avans la ANRP unor băieți deștepți 400 de milioane de lei în avans? A avut bani să plătească? A avut bani domnul Orban, de exemplu, să garanteze unor companii de asigurări multinaționale 500 de milioane? Deci, păi, sunt bani, de vorba.